Este pe gustul tuturor românilor, dar și mai mult pe placul copiilor. Această băutură este pregătită dimineața, dar ea poate fi servită chiar și seara, în timp ce vizionezi un film. Însă ciocolata caldă te poate expune unui risc foarte mare. Ce se poate întâmpla când bei ciocolată caldă sau cacao cu lapte? Conform spynews.ro, laptele cu ciocolată, cacaoa cu lapte sau ciocolata caldă sunt una dintre băuturile copilăriei. Însă, consumată frecvent, aceasta te poate expune unor pericole la care nu te-ai fi gândit niciodată. Această băutură este o modalitate excelentă de recuperare după un antrenament, dar și o alternativă bună pentru creșterea aportului de calciu și vitamina D la copii. Însă aceasta nu este tocmai o băutură indicată pentru cel mic. Cacao cu lapte sau ciocolata caldă se obține prin amestecarea laptelui de vacă cu cacao și îndulcitori precum zahărul sau siropul de porumb, cu conținut ridicat de fructoză. Laptele cu ciocolată conține cantități mai mici de zinc, seleniu, iod, magneziu și vitaminele A, B1, B6, B12. Acesta este considerat o proteină completă, ceea ce înseamnă că furnizează toți cei 9 aminoacizi esențiali de care are nevoie organismul. Mai mult de atât, este deosebit de bogat în leucină, care este aminoacidul cel mai implicat în construirea și menținerea unor mușchi puternici. Tot laptele este de asemenea bogat în acid linoleic conjugat, un tip de grăsime omega-6 care se găsește în carne și lactate, în special la animalele hrănite cu iarbă. Unele studii susțin că acidul linoleic conjugat poate oferi mici beneficii în ceea ce privește pierderea în greutate. Însă, pentru că este îndulcit, laptele cu ciocolată conține de 1,5 sau 2 ori mai mult zahăr decât laptele de vacă neîndulcit. Majoritatea autorităților din domeniul sănătății recomandă limitarea zahărurilor adăugate la mai puțin de 50% din aportul zilnic de calorii sau mai puțin de 10 lingurițe de zahăr adăugat pe zi pentru un adult mediu, relatează spynews.ro.